Ce să vezi? Că ui canielu, într-o joi, de dimineață s-o băgat ca val vârcejul în frizeria din piață. Ziua bună și bun lucru, mi s-a ieșit și vărticul să mi-l tungeți ca la carce pe bichieri ăsta micu. Le arătă lu toți frizerii pun cârlan, omozomaină și ufulit cum păr ca smoala. Și-i treșea mai jos de haină, dar înainte de ce alea spus în că ca îngrăbit. Vreau să-mi faceți cum să cage tuns, frezat și bărberit, fiindcă trebuie să dau o fugă până la moală rupă în nevoie cât mai uce să-mi fac niște potrele. Și uite așa, lua -o, o fată, păstărând pe ui ca și rasă și mil l și l chicise în tot felul. Pormă, după ce uichițul ieșit frumos pe ușă, l-o lua ciupă la micu și l-o tuns pe după gușă. După ce fugata treaba la la o masă, ca să aștepte până vine moșul lui să-l ia acasă. Toace bune, dar a naibii treci un șas sau două parcă și de la moală nu mai dă să se întoarcă. Mă, cârlane, începe șeful la copil să se răstească. Unge n-ai bunicul bunicu ca să vină să plăcească. Și bunic, că n-am niciunul, să mă bată el de sus. Cum agi că n-ai niciunul? Și n el de ce o adus. Îl ai nenea, care îmi spusă când mă de între țigani. Hai da, să cerveți ca uica tunsu moca, fără bani.